Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru luna nouă din Berbec. Este o lună nouă în casa a șasea pentru voi. Este vorba de o casă a locului de muncă, relațiile de la locul de muncă, dar și sănătatea. Deci, aceasta ar fi principalul aspect pentru voi, scorpionii să vedem ce se întâmplă cu luna nouă din Berbec, în 29 de grade și 50 de minute Berbec, perfectată odată cu conjuncția cu soarele, în uh, data de 20 aprilie, la ora 7 și 11 minute. Haideți să vedem. Ce sfat vă dă tarotul ermetic? Cumpătarea. Să fiți cumpătați. Să vă aflați așa cum este săgetătorul între două forțe. Într-o forță de pământ capricorn și într-o forță a adâncurilor scorpionul. O forță a muncii o forța secretelor. Deci am putea spune că acest săgetător este capabil să <coughs> cumpătarea. Să studiați forțele care intră în joc, să nu vă aventurați foarte repede până când nu stăpâniți forțele care intră în joc legate de locul de muncă, legate de sănătate. Să echilibrați aceste forțe, să le țineți în echilibru, fiindcă voi, într-adevăr, acționați cu o forță la locul de muncă, dar această forță nu trebuie să vă epuizeze. Și, bineînțeles, trebuie să încercați să vă aduceți poate o persoană pe care o doriți în puterea voastră, dar, în același timp, s-ar putea să vă doriți să ajungeți într-un anumit loc să aveți o anumită reușită. Haideți să vedem cele trei cărți. Iată o regină de cupe, un prinț de cupe și doi de cupe. Pentru voi este un aspect destul de... așa. Aveți aici, regina de cupe reprezintă o femeie cu ascendent zodie, lună plină, în rac. Este o femeie romantică, sentimentală. Ea își arată aceste sentimente față de voi, preocupată de cămin, de familie, de trecut, de antichități, dar și un prinț de cupe. Poate fi vorba de un copil, este vorba de o persoană cu ascendent zodie în pești. Un bărbat tânăr. Căruia îi plac călătoriile, îi, plac, îi place atmosfera plăcută, agreabilă și niciodată nu se uită câți bani cheltuie. Deci, el este cel care poate să aducă, mă rog, o cheltuială în plus în familie și chiar să vă enerveze puțin. Dar spatul arcanei este. Încercați să ajungeți la o împăcare, la o înțelegere. Doiul de cupe arată Venus în rac. Venus în rac uh, da, acea uh, de folosirea diplomației, folosirea tactului, folosirea înțelegerii, astfel încât să ajungeți la o înțelegere. Și voi să cedați și celălalt să cedeze, astfel încât cei doi peștișori să fie prieteni, să se simtă bine, să fie o atmosferă plăcută, agreabilă, armonie. Acest lucru să puteți să-l realizați până la luna plină din berbec. Luna plină care de obicei se întâmplă după 21, da? când soarele va fi în balanță. Haideți să vedem. Sau începutul octombrie. Nici nu m-am uitat să văd când sunt, dar veți afla când este luna plină, atunci când vă face oroscopul. Acum vedeți spatul. și spatul este acesta să ajungeți la armonie, la înțelegere. Și uitați-vă ce aveți aici, n-a avut nimeni până acum. Pierdere. sunt oameni care se implică așa în viața voastră, ar trebui să fie armonie această rună, dar nu răsturnată, nu arată armonie deloc. Arată persoane care vă fac tot felul de propuneri sau fac propunerile unei persoane din anturajul vostru al scorpionilor, a unei persoane mai vulnerabile care acceptă. Și această acceptare îi aduce o pierdere. Aduce pierderi pentru familie. Adică orică acceptă să cumpere ceva și de fapt este o capcană și intră în această capcană și voi va trebui să îl ajutați. De asemenea, poate să reprezinte o situație în care uh, o persoană și fiind vorba de un prinț, ne gândim la o femeie, este capabilă să-i arate sentimente de iubire, de, uh, de iubire, în primul rând, să zicem, de dragoste și să cadă în capcană și din nou să aibă pierdere. Aici la această rună, întotdeauna când apare este o avertizare. Feriți-vă de oameni care nu au, cum să spun, nu aveți încredere în ei, nu-i cunoașteți, nu știți cine sunt. Vin așa și vă fac niște propuneri sau o persoană care va spune, sunt îndrăgostită de tine, nu mai pot după tine. Trebuie să ai răbdare, să vezi dacă într-adevăr este îndrăgostită sau nu. Și atunci vei scăpa de această pierdere. Fiindcă asta arată persoane care încearcă să vă păcălească. Și aici voi aveți noroc. Orice s-ar întâmpla, norocul este de partea voastră de data asta în, la locul de muncă și sănătate. Va merge foarte bine. Primiți daruri, daruri materiale, daruri sentimentale, declarații, sau chiar am putea spune un aspect foarte benefic, o reușită legată de locul de muncă. Poate să fie și o, că primiți o funcție, primiți ceva la locul de muncă și aveți o creștere financiară care să acopere în final această pagubă. Adică vă vine paguba din partea unui prins de cupe, voi dacă continuați și eu știu, vă certați cu ei. S-ar putea să fie familia voastră la un scorpion, atunci este mai bine să vă împăcați. Fiindcă, uitați-vă, la lucru vă rezolvați toată problema. Norocul este de partea voastră. Ce să mai zic, nu mai am ce zice, decât să vă doresc toate cele bune, împliniri. Veți vedea la luna plină acest noroc și Vă mulțumesc pentru timpul acordat.